Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem deschiderea de astăzi și discut în continuare cu Marius Alexei, investitor pe piața de capital locală. Marius, bună dimineața și bine te-am regăsit după un an și un pic de când am discutat ultima oară în cadrul emisiunii. Bine ai revenit. S-au schimbat multe. Bine m-am regăsit. Da. Ești investitor la Bursa de la București, în principal pe piața Aero, și ai dețineri semnificative în câteva companii care s-au listat în ultimii ani și vreau să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat între timp și alte lucruri despre piața Aero, dar mai înainte îți propun să trecem ușor prin rezumatul ședinței de ieri de la Bursa de Valori București. Avem așa, indicele principal BET care a scăzut cu 1,24% pe tranzacții totale de 47,2 miliarde de lei, încă sub media zilnică, iar cele mai lichide acțiuni au fost OMV Petrom, 7,8 miliarde de lei tranzacții, Fondul Proprietatea, 5,9 miliarde de lei tranzacții și MedLife, rulaj de 3,8 miliarde de lei. Avem aici dinamici interesante, minus 7,4% pentru Petrom, acțiunile s-au corectat joi fiind data ex-dividend, scădere de 0,11% pentru Fondul Proprietatea și un plus de 4,2% pentru MedLife. Marius, cum ți s-a părut ședința de ieri? Probabil a fost influențată de faptul că în SUA au scăzut foarte tare și în Europa, datorită inflației, s-a publicat noul procent de inflație și a fost foarte mare și se estimează că va crește rata dobânzii dolarului și va fi mai rentabil pentru a ține bani în depozit decât în acțiuni. Avem MedLife și în topul creșterilor pe locul 2 cu acest plus de 4,2%. Pe primul loc regăsim AGS Târgu Mureș cu o creștere de 8,44% pe tranzacții de 231.800 de lei, iar Alluros Latina pe locul 3 a crescut cu 2,82% pe fondul unui rulaj de 1,1 milioane de lei. Avem la polul opus Petrom pe primul loc cu această scădere de 7,4%, pe locul 2 Bursa de Valori București, minus 3,4% pe rulaj de 308.000 lei, iar Compa Sibiu a ocupat locul 3, minus 2,54%, tranzacții de 130.600 de lei. Ce poți spune despre topul creșterilor și topul scăderilor? Știu că Bursa de Valori București a publicat rezultatele pe trimestrul 1, fiind în scădere față de anul trecut. Probabil așa va fi tot anul, în comparație cu anul trecut, pentru că anul trecut am avut pandemie și am avut panică în care s-au vândut mult și apoi s-a cumpărat foarte mult bursa, făcând foarte mulți bani în comisioane pe care nu-i va mai face acest an. Într-adevăr, a publicat raportul la T1 și niște rezultate trimestriale în scădere, profit net de 2 milioane de lei, minus 54% față de primele 3 luni din 2019 și venituri operaționale de 9,9 milioane de lei, minus 18%, evoluție influențată, cum ai spus și tu, de reducerea veniturilor din tranzacționare, practic de activitatea de tranzacționare, pentru că într-adevăr a fost o activitate mai scăzută la bursă în primele 3 luni ale anului, dar urmează cea mai mare parte a raportărilor financiare, urmează multe adunări generale în care se vor discuta și, printre altele, și dividendele, deci am putea vedea, să spun, o revenire a tranzacționării în perioada următoare. Și MedLife la fel a publicat rezultatele pentru primele 3 luni ale anului și a raportat profit net de 36 de milioane de lei, de peste 5 ori mai mare față de rezultatul din T1 2020 și afaceri de 337 de milioane de lei, un plus de 28%. Au avut, cred, creșteri pe toate segmentele de business. Vorbind tot de creșteri, AGS Târgu Mureș a raportat rezultate în creștere pentru primele 3 luni, afaceri de 11,5 milioane de lei, de 2 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut și un profit net de 1,74 de milioane de lei, de peste 6 ori mai mare față de primul trimestru al anului trecut.
o creștere de 544%. De aici și creșterea acțiunilor, probabil. Marius, revenind la discuția despre piața aero, aș vrea să te întreb cum a evoluat portofoliul tău față de ultima oară când am discutat în emisiune. Cum arată deținerile tale acum față de atunci? Da, portofoliul meu comparativ cu anul trecut este total schimbat. Am închis deținile mai vechi, Binet, Life is Art, Ascendia, și am făcut acest lucru din mai multe motive. Aceste companii erau deja listate de 5 ani și au atins o maturitate și am anticipat că nu vor avea o creștere prea mare de aici încolo. Al doilea motiv a fost că m-am temut de impactul pandemiei, în special la Binet, pentru că ei aveau training-uri și încă au și jocuri față în față pe care nu le puteau desfășura. Iar al treilea motiv a fost că aveam nevoie de cash pentru investițiile în noile companii care urmau să se listeze și care eu am considerat că erau evoluate mai jos și ar avea potențial mult mai mare de creștere. Acum portofoliul meu este format preponderent din trei companii. Prima este Norofert, unde am intrat direct din plasamentul privat. Și pe timpul pandemiei, când prețul acțiunii coborâse sub prețul din plasament, am mai suplimentat cu 1,5% din companie, iar astăzi am ajuns la o deținere de 11,6%. Anul trecut, tot la emisiunea ta, tot cu tine, spuneam că, deși se dublase, Norofert are potențial mult mare de creștere și nu voi vinde. Între timp am crescut de 10 ori și eu tot nu am vândut. Rămân la aceeași părere ca și anul trecut, încă mai e mult loc de crescut pentru Norofert, pentru că se diversifică și pentru că piața bio este în creștere de la an la an. Așa că aștept să ne auzim și peste un an să vedem, să verificăm împreună. A doua deținere este Man Bricolage. Aici am făcut o greșeală. Am încercat să intru în plasament, dar am licitat la 16 lei și nu am prins nicio acțiune. Nu am anticipat nouă la investitorilor către plasamentele private. Mi-am recunoscut greșeala și am vrut să cumpăr din piață 5% pe la 30-35 de lei. A fost o greșeală scumpă, într-adevăr. Dar între timp, prețul a ajuns la 60 de lei și eu zic că este un preț corect. Dacă ne uităm la marja de profit a lui MAM Bricolaj, care este pe retail, are o marjă mult superioară domeniului. Și momentan, cifrele pe care le face MAM sunt făcute de doar două magazine. Dacă ne imaginăm că o să aibă mai multe, se vor dubla, tripla în 2-3 ani maxim. Și au un plan, cred că, deschiderea a 10 magazine, dacă nu mă înșel. Ei cam fac cu două magazine cât alt retailer tot de pe aero face cu sutele aproape. Bine, nu se compară mărimea magazinelor, dar totuși. A treia deținere este Raico, luat tot din plasament, 35%. Este o nouă listare, o companie mică cu planuri mari și care începe să combine acoperișele cu fotovoltaice, pentru a profita de legislația UE care va sprijini din ce în ce mai mult energia verde. Deci ar avea un potențial imens dacă îl poate fructifica. În rest, sunt companii mici pe care le vând în funcție de nevoile de cash. Per total, cum ai încheiat anul pe portofoliu, anul 2020? Ca toți investitorii pe o piață în creștere, am încheiat pe plus destul de bine. Nu știu să spun un randament exact. Am mai multe conturi de tranzacționare și am mai obținut și venituri din cupoanele de obligațiuni. Din nou am făcut calcul pentru declarația unică, dar închizând acele poziții deschise în 2017, randamentul a fost foarte bun. Da. La ce plasamente ai participat în ultima perioadă și din ce considerente? Știu că sunt companii care s-au listat deja și companii care urmează să se listeze. Cum spuneam, am participat la MAM Bricolaj, dar nu a reușit. Am mai participat la Safetec și Agroland, două companii care mi se par foarte solide și în plină expansiune. După listare, am vrut să iau poziții mai mari, dar văzând prețul, mi s-a părut exagerat și am lichidat toate pozițiile.
După aceste plasamente, mi s-au părut că următoarele plasamente au avut prețuri mult prea mari și eu am făcut un pas în spate și am investit în companii nelistate, dar care s-ar putea lista în anii următori. Am înțeles. În continuarea întrebării anterioare, ce pot spune despre plasamentele private? Cum ți se pare că au evoluat evaluările lor sau participarea sau deschiderea investitorilor? Da, pe aero mi se pare că e un nou Eldorado. Ok. Da, mulți sapă în locuri greșite, alții nu știu cum arată aurul, unii plătesc un preț prea mare, dar la fel ca Angora după aur, cei mai mulți bani nu vor face căutătorii, ci vor face cei care oferă uneltele, adică brokerii și companiile. La ce te uiți la o companie când analizezi dacă merită să investești sau nu? Eu mă uit foarte atent la oamenii din companii. Companiile se pot schimba ușor, oamenii se schimbă foarte greu. La antreprenori îmi place să văd o foame de succes și că o mare parte din averea lor personală se află în acea companie. Îmi plac în special companiile mici, cu marje mari și avantaje competitive și dacă se poate să fie și pe piețe în creștere. Sunt de părere că profiturile mari se fac pe companiile mici și nepopulare. Când compania devine populară, probabil e momentul să vinzi, pentru că acea acțiune devine supraevaluată. Ce perspective vezi în continuare pentru piața aero? Au venit foarte mulți bani pe aero, toată lumea cumpără, toată lumea are profit virtual foarte mare și mulți au luat asta ca fiind un semn că se descurcă bine și investesc și mai mult. Mi se pare o mică bulă acolo, au venit foarte mulți investitori noi, fără experiență. Unii chiar nu înțeleg prea bine ce se întâmplă pe bursă. Nu știu, Tibi, dacă ți-amintești, a fost o majoră de capital acum câteva luni, când drepturile de preferință batiseseră niște prețuri absurde, când era mult mai ieftin să iei o acțiune din Din piață piață decât de. să subscrii o acțiune nouă la majoră de capital. Da. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple în teorie, ne arată nepriceperea unora. Acum, probabil, este nevoie de câteva raportări ale noilor companii listate pentru ca să prindă toată lumea că au plătit mult prea mult pentru acele companii și când acest lucru, când se va întâmpla, piața o să scadă drastic. Ne apropiem de final și mai am un ultim subiect. Spuneai și tu, menționai mai devreme de Norofert și ai fost numit recent în Consiliul de Administrație al companiei. Ce-ți propui acum și cum a venit această decizie? La Norofert eu am fost alături de ei încă de la plasamentul privat. Vlad Popescu mi-a propus să fac parte din board încă de acum 2 ani, dar atunci am considerat că nu am experiența necesară și că ar fi mai bine să vină persoane mai experimentate. Dar totuși, împreună cu un alt acționar, Alex Tristescu, am încercat să ajutăm din exterior, de unde ne-am convins că nu putem face prea multe, din cauza că nu aveam acces la informații din interiorul companiei decât dacă deveneam insideri. Așa că anul trecut am făcut acest pas și am intrat în advisory board, unde ne-a făcut ucenicia și unde am testat această echipă. Lucrurile au decurs bine, așa că am făcut pasul către board într-un moment care probabil era cel mai greu al companiei de până atunci. Eu am investit în Norofert la fiecare ocazie, plasamente, obligațiuni, majorări de capital. Acum îmi pun și imaginea și timpul meu. Asta arată convingerea mea că Norofert o să crească în fiecare an. Iar dacă nu o va face, clar o să fie și vina mea și eu voi fi unul dintre cei mai afectați investitori. Intenționez să mai intri și în alte borduri? Da, acum dacă am prins gustul, o să mai intru în bordul unei alte companii tot de pe aero, o să anunțăm în curând, o să intru doar în companiile în care sunt dorit și în care cred că pot să ajut, dar ca și condiții ar trebui să investesc eu în primul rând foarte mulți bani și să avem aceeași viziune comună toți cei din acționariatul majoritar. Bine, Marius, îți mulțumesc pentru discuție și sper să ne reauzim curând. Sigur, și eu mulțumesc frumos. Doamnelor, domnilor, închei aici emisiunea deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost investitorul Marius Alexe. Vă mulțumim mult pentru atenție și ne întoarcem luni dimineață la aceeași oră. Numai bine!
Aleph News. Știu ce spun. Un simpatizant Tauri a amenințat cu moartea mai mulți intelectuali. Dorm liniștit, poliția nu face nimic. Știu ce te interesează. Conflictele se țin lanț între PNL și USR Plus. Coaliția funcționează foarte bine. Pierdem cu toți, pierdem timp, pierdem investiții. Știu cum să te fac curios. Planeta este într-un moment de primejdie. Sacoșa de rafie costă $700. E greu pentru noi femeile să mai alegem bărbați. Știu cum să te emoționezi. România nu e în stare să facă un transplant de plămâni. Singurul spital care făcea asta nu și-a renoit acreditarea. România a făcut doar 8 transplanturi. Știu să conving. Am fost mai tare în coajă în seara asta. Știu să câștig. Să știi că am stat un pic cu sufletul la gură, nu știam cum să vă departajăm. Știu, deci știi. Băieți, ați făcut treabă bună și în seara asta. Știi ce zic? Știu. Caută Aleph News în rețeaua ta de cablu și selectează-l la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!